Cineva va plăti pentru neglijența de a fi răsturna vagoanele cu cărbun de la Lonea. Asta declară acum directorul general al companiei Huilei din Petroșani, care susține că ancheta va scoate la iveală cauzele și vinovații vor fi identificați. Până acum au fost reparate 4 dintre cele 5 vagoane răsturnate și Huila va pleca de la Lonea. Din vagoanele afectate, 4 s-au reparat și se folosesc astăzi pentru transportul cărbunului de la Lonea la Petrila. Unul este în garaj pentru reparație și va fi reparat și acela. Locomotiva nu a fost afectată. Iar compania trimis o comisie de anchetă care va analiza accidentul și vor fi luate măsuri. Nu va fi lăsat așa. La Lonea există un departament special care se ocupă cu întreținerea infrastructurii de cale ferată și care, dacă vor fi găsiți vinovați, vor fi trași la răspundere. Asta pentru că luni seara, un marfar încărcat cu peste 100 de tone de huilă s-a răsturnat la ieșirea de pe poarta minei Lonea.